Dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, foarte fericiți venim în acest loc care nu poate fi niciodată în trecut, în har și binecuvântare, și anume pe locul sfânt al Cuvântului Dumnezeu, unde ni s-a spus scoate încălțămintea din picioare, adică firea și firescul tău lasă-le la o parte, deschide sufletul înaintea călăuzirii Duhului Sfânt. Căci numai atunci scripturile sunt cuvântul lui Dumnezeu când suntem călăuziți de Duhul Sfânt în ele. Scriptura în gura diavolului sau omului firesc nu este scriptură, este o simplă unealtă. Dragii mei, o să mergem și să poposim într-un loc care este plin de semnificație, într-un loc din scripturi, vreau să spun, care este plin de semnificație. Nu o să putem decât să deschidem acest câmp de investigare a, a semnificației, revin spunând acest cuvânt, a, a intersecției, a multiplelor sensuri pe care le are acest acest loc din Scripturi și anume vom merge împreună în 1 Regi, capitolul 17, versetul 6, la un eveniment la care face referire Domnul nostru Isus Hristos. Și anume Ilie când este trimis la văduva din Sarepta Sidonului. În versetul 9 din capitolul 17, 1, 17 cu 9, partea a doua, chiar de la început, scoală te și du-te la sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Rămâi acolo. Bun. Și iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Iubiții mei, este atâta mister în jurul acestui cuvânt. Am poruncit unei, unei femei văduve să te hrănească. Este atâta mister în jurul acestui cuvânt, este atâta semnificație, încât prin harul bunului Dumnezeu aș dori mult să ne fie hrănit sufletul câteva momente din bogăția lui. Mergem la Mântuitorul nostru care în Luca la capitolul 4, versetul 26, ne spune Ilie n-a fost trimis la niciuna din văduvele din Israel din cauza că un proroc nu este prețuit în patria lui. Văduvele din Israel erau sub politica lui Ahab și pentru ele Ilie era cauza tuturor nenorocirilor care se întâmplau în țară. După cum a și spus Ahab, tu ești care nenorocești pe Israel. Cum era să fie trimis Ilie la una din aceste văduve care credea că el este cel ce ne norocește pe Israel? Absolut imposibil. Cum spunea Einstein, mai degrabă disociezi atomul sau energia nucleară decât prejudecățile oamenilor. Cumva se împământenise. Dovadă că atunci când au fost pe muntele Carmel, Poporul nu știe să facă nicio deosebire între Baal și Dumnezeu. Nu știe sigur cine ploaie, cine nu ploaie, cine a creat lumea și așa mai departe. Confuzia este absolut totală. Este una din armele infernale ale diavolului. Isus menționează, deci, acest lucru în predica pe care o ține în acest capitol 4, versetul 24 din Luca. Reacția oamenilor când au auzit că erau multe văduve în Israel, dar n-a fost trimis la nici una, adică nu era nicio văduvă în Israel liberă de prejudecata aceasta că Ilie norocește pe Israel. Odată ce trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce primim în mintea și inima noastră, cu convingerile pe care le adoptăm la un moment dat, pentru că este foarte ușor de adoptat o convingere sau o idee sau o părere despre un lucru sau altul, foarte ușor de adoptat. Groaznic de greu, dacă nu cumva imposibil, de eliberat din, din întunericul ideii sau conceptului fără Dumnezeu sau acelui greșit. Foarte greu. Chiar cei care sunt eliberați de întunericul minții, ei într-adevăr umblă în lumină, dar trebuie să ducă o luptă permanentă împotriva acestui întuneric prejudecat care revine. Revine cu șapte diavol după ea și fiecare nou incident, un om este în gardă pentru prejudecată lui, fiecare nou incident, fiecare nou cuvânt trezește ideea aceea. De aceea, Dumnezeu în înțelepciunea și bunătatea lui îl trimite în sarepta Sidonului. Dar, să nu uităm, Sidonul era locul în care s-a născut Isabela, era cultul lui Bal și asta era ea, era umplut. De aceea și Sidonul era în foame cumplită împreună cu Israel. De ce? Și, de fapt, toată lumea lui Baal, cum am spune noi, așa între ghilimele, toată lumea aceasta care credea în acest Baal, în acest Zeu a fost lăsată pe mâna lui. Aceasta se întâmplă, de fapt. Nu este bătaia lui Dumnezeu sau pedeapsa sau stai că vă arăt eu vouă. Nu. Nu. Cineva care spune nu este niciun Dumnezeu este lăsat pe mâna nimicului. Deci nu e nimic, da? Și atunci omul acela alege, alege lucrul acesta. Iubiții mei, mergem mai departe în cuvântul lui Dumnezeu să observăm câteva elemente de extrem de mare importanță. Resubliniez, am poruncit unei văduve. Când s-a întâmplat aceasta? Într-un vis, într-o vedenie, nu apare. Femeia, văduva de la poarta uh, sareptei, uh, care, uh, cu care intră Ilie în discuție imediat ce ajunge acolo, nu-i menționează acestuia absolut nimic. Uh, din potrivă, Felul cum răspunde arată că nu are idee despre ceea ce a vorbit Dumnezeu când a zis am poruncit unei văduve să te hrănească. Ea era aceasta, dar femeia nu are niciun fel de idee. Au fost multe, multe situații în viață care ne sunt atribuite, de care n-am avut nicio idee niciodată. Și în cazul acesta, femeia nu are niciun fel de idee, dar... Nu este un suflet împietrit în prejudecata sau ignoranța ei, ci este un suflet deschis. Acum, versetul acesta nou, în care Dumnezeu spune am poruncit unei văduve, se confirmă. Se confirmă, dar nu de la început. Ce să învățăm noi de aici? Că Dumnezeu are oameni pretutindeni cărora le dă porunci ce au de făcut. În toate domeniile vieții. Cartea Apocalipsei spune Dumnezeu le-a pus în inimă. Or fi știind acești împărați, acești președinți, șef de stat, oameni, or fi știind oamenii ăștia că Dumnezeu le-a pus în inimă să îi împlinească planul? Nu cred. Nu cred că știu, dar au cumva o tainică înclinație spre a urma această misterioasă poruncă lui Dumnezeu porunca aceasta pe care Dumnezeu o dă, ne dă nouă asigurarea că plin este cerul și pământul de prezența lui Dumnezeu. Avem de multe ori o idee pur și simplu păgână a unui Dumnezeu local, a unui Dumnezeu în timp, pe atunci s-a întâmplat, acum nu mai este, a unui Dumnezeu care este rezumat sau restrâns la o anumită arie sau la o anumită denominațiune sau biserică. Nu, Dumnezeu este Dumnezeul cerului și pământului plin, este cerul și pământul de prezența lui. Oriunde vom merge pe pământ, sunt oameni cărora Dumnezeu le-a dat comenzi, le-a dat de lucru, le-a adresat o chemare de care ei știu sau nu știu, dar în final se vede că planul lui Dumnezeu a reușit în totul. Dragii mei, cuvântul acesta am poruncit unei văduve, nu, nu, vrea să spună că Dumnezeu a dat cu zarul tu, sau care este a treia, sau care nu. ales dintre văduvele acelea pe aceea care... Dacă ar fi știut și ar fi înțeles planul lui Dumnezeu, ar fi spus: Iată roaba ta, facă-se după planul tău și după voia ta. Aceasta, pe baza aceasta este alegerea lui Dumnezeu. Dacă am ști sfârșitul de la început, am alege chiar noi nu este luat oricine, oricum nu la întâmplare. Se va și vedea lucrul acesta. De ce merge Ilie în Sidon, chiar în gura leului, chiar acolo în centru? Acolo trebuie să se aducă dovada zdrobitoare, totală, a realității și a adevărului despre Dumnezeu. El trebuie să meargă la izvoare. De acolo a izvorât și la izvoarele acestea. Isabela domnește peste Israel, a corupt absolut toată țara, sute de preoți ai lui Bal, sute de preoți ai Astartei, Cultul este răspândit peste tot, oamenii au întors spatele lui Dumnezeu și s-au alipit de o piatră, de un lemn, de un idol pe care l-au primit acolo. Isabela era sidoniană și vă puteți imagina furia ei cumplită dacă ar fi știut că pe teritoriul acela, adică așa cum făcea referire ulterior Martin Luther. Chiar în gura dragonului, sau cum au fost tinerii duși în Babilon, sau cum a fost Iosif dus în Egipt, chiar în centru, chiar în ochiul uraganului. Acolo a mers ei. Știa această văduvă că acționează la comanda lui Dumnezeu? Nu. Așa cum am spus, ea a acționat la îndemnurile cugetului ei, cum scrie epistola către romani, că ei urmează cugetul în care a scris Dumnezeu chemarea lui. În care a scris Dumnezeu cuvântul lui. Cine este omul pe care îl cheamă Dumnezeu? Orice om pe pământul acesta a venit și este și poartă în suflet o anumită chemare pentru o anumită lucrare. Găsim acest concept în cuvintele lui Mardoheu: Pentru o vreme ca aceasta, pentru o situație ca aceasta, pentru un minut ca acesta orele astralele omenirii, minutul lumii la Waterloo, Ștefan Zweig spune, importanța pentru minutul acesta, pentru cuvântul acesta, pentru clipa aceasta. Acestea sunt căile și planurile lui Dumnezeu. Nu există nimeni pe pământul acesta care să nu aibă, tu, tu ești inclus, eu sunt inclus, care să nu aibă o anume chemare de la Dumnezeu. Fiecare suflet este cel mai prețios lucru pe care îl are Dumnezeu în lumea aceasta. Este cel mai frumos, cel mai prețuit de Dumnezeu. Îmi vei spune de ce? Pentru că e unic. Nu există această competiție sau concurență sau comparație între suflete. Nu, no, pentru că este, dacă e unic înseamnă că nu există copie, nu există reproducere, nu există nimic de felul acesta. Este absolut unic. Niciodată copilul meu nu este, nu sunt eu sau eu să fiu în locul copilului meu, nu. Este o ființă unică cum nu a mai fost niciodată și cum nu va mai fi niciodată. Și având în vedere unicitatea aceasta, Dumnezeu caută căi și mijloace să pună în valoare acest lucru. De unde a cunoscut-o Ilie? Pentru că nu a avut o vedenie. Am poruncit unei văduve. O, oh, Doamne, cu ce e îmbrăcată? Cum e? Ce semn are? Să ține o ziar în mână sau să facă așa, pune un semn, zice așa, drăge așa. Nu, el e ca și Bonhoeffer, Bonhoeffer spune nu am nevoie de uh, răspunsuri la rugăciune, mie mi-ajung făgăduințele lui Dumnezeu. Merge acolo ca am poruncit unei văduve să te hrănească, cine este acea văduvă, sunt o sută de mii de văduve în sidon, care este aceea, cu ce îmbrăcată, unde stă, adresă, telefon, nu, no. absolut nimic. Când Dumnezeu te trimite, absolut toate lucrurile sunt avute în vedere de El. S-a văzut aceasta când uceniciilor li s-a spus nu luați niciun tuiac, pe păi de asta atâția câini să le mai dăm cu un Să nu luați bani cu voi. Nu, nu aveți nevoie de bani. De bani. Ce uite, au zis, e asta e absurd, asta e nebunie să pleci în felul ăsta pe drum. Unde notăm, ce mâncăm, unde stăm, cu ce ne îmbrăcăm. Este, este, este ceva împotriva oricărei reacții. Când se întorc, Iisus se întreabă, așa, și cum a fost? A lipsă de ceva? Absolut de nimic, Doamne, da. Nu ne-am putut închipui că va fi așa ceva până la urmă. Lucrul acesta a fost dovada cutremurătoare a dumnezeirii lui Iisus când apostolii au izbucnit, cine este acesta care poruncește furtunii? De unde știe? De unde are el puterea aceasta? Iar lucrul, întrebarea aceasta, a izvorat din uh, imaginea mică pe care o aveau ei despre Isus. Așa că, Ilie nu are nevoie să aibă semnalmente de văduve, văduva nu are nevoie nici măcar de o vedenie sau de un mesaj pe care l-ar trimite Dumnezeu într-un fel sau altul în viața ei, astfel că în momentul în care Ilie ajunge la poartă, el știe că ea este și ea îi răspunde lui ca și când l-ar fi cunoscut de o viață. Bună ziua, ce faci acolo? Pentru păi, da, cine ești? Nu, nu există această discuție. Cine ești? Ce, cu ce ocazie pe aici domnul Ilie? Sau cum te cheamă? Sau... Nu există. E ca și când, ca și când se știa din totdeauna, pentru că acesta, acesta, era planul lui Dumnezeu. Iubiții mei, am trăit, așa, o mică picătură din, aș zice, din această scriptură. Pe care o învățăm aici, eram chiar pe punctul de a pleca de la Forlorodel din, din, de lângă Miami, spre Evanghelizare undeva în România, și primesc în momentul acela un e-mail în care îmi scrie doamna Julieta din București că fiul dumneiei a fost arestat aici în Statele Unite și nu știe în ce închisoare este și nu știe dacă e viu, dacă este sănătos, dacă este așa. Îmi spune că a comunicat cu uh, preoți cu autorități bisericești, că unii au ignorat-o, alții au blestemat-o, că a crescut așa băiat pușcăriaș și, uh, și mă roagă dacă pot să-i spun o vorbă despre el, e viu, e sănătos. E... N-am prea mult timp la dispoziție, dar am un pic de bunăvoință și punem în valoare lucrul ăsta. Am sunat-o, doamna român că lucra la tribunal, am rugat-o să cerceteze numele, l-a găsit imediat în Fort Myers, la închisoare, bine sănătos, pe droguri furase din magazine ca să poată să cumpere droguri, era într-un program destul de bun, cu multă bunăvoință de recuperare. Am înțeles toate datele, am urcat în avion și mergeam la Balta Albă în București, la biserică, unde urma să avem adunare. Au luat scaune și de la o cârciumă de peste drum, au pus în biserică peste drum, dar era o mare mulțime de oameni afară, care încă nu intraseră sau nu aveau loc să intre. Și ne-am salutat, ne-am strigat, ne-am fluerat, ne-am făcut semne. Deodată, în mulțimea aceea, am văzut o față, și nu am stat să procesez, să gândesc, ce am strigat tare la dânsa, am, făcut, am căutat, am găsit băiatul, este bine, i-am strigat tare. Dar după ce am plecat de acolo am zis, dar cine este doamna asta cu care ai vorbit? O, oh, chiar așa este, cine e doamna cu care am vorbit? O fi sau nu fi mama lui? Mama lui era, era doamna Julieta dânsa a primit credința și împreună cu pastorul Cristi Voicu la Biserica Foișor ma avut harul de a, a acorda botezul. Iubiții mei, vreau să spun că atunci când Dumnezeu ne adresează o chemare, toate elementele sunt avute în vedere. Astfel că, la un moment dat, îngrijorările noastre sunt complet nejustificate. Să nu mai discutăm de imaginație bolnavă, de tot felul de lucruri care intervin împotriva împlinirii Planului lui Dumnezeu. Cuvintele lui Samuel, vorbește, Doamne, căci robul tău te ascultă. Doi, cuvintele lui Isaia, iată-mă, trimite-mă. Cuvintele Domnului Isus Hristos, mergeți în toată lumea. Sunt însoțite astfel de cuvinte de autoritatea și de puterea lui Dumnezeu. Dar cererea lui Ilie către ea a fost într-adevăr uluitoare adun puțină apă, după aceea adun uh, uh, o, o, o bucată de pâine în mâna ta, dar uh, ce bă, o bucată, o, o turtă mică, da? Adică ce înseamnă asta, să împărțim făina, cam decât o mână de făină și două picături de ulei, ce mai avem acolo, pentru mine și copilul meu. Și uh, în rest numai, nu, el uh, îi spune, pregătește-mi întâi mie cu unde lemnul, articulat hotărât și făina articulat hotărât aceea, adică totul. Închină totul lui Dumnezeu prin credință. Dar hai să împărțim în două. Aceasta nu este credință. Dumnezeu a spus, fă lucrul ăsta. Știi de ce? Nu ca să te jefoiască pe tine și să dea preotului sau cine știe cui să-i dea mâncarea ta sau copilului tău, ci ca tu să faci loc în casa ta și în, în ale tale pentru binecuvântarea care vine. Și Ilie împreună cu cererea, adresează și făgăduința lui Dumnezeu, nu răspunsul argociune, făgăduința lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul, versetul 14. Făina din oală nu va scădea, unde lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Acesta nu era un răspuns la rugăciune, ci era o făgăduință a lui Dumnezeu. Chipoiește că ai fi vecinul acestei văduve cu copil, care este o femeie complet uscată de foame. Am văzut astfel de chipuri. Am și trăit câteva din experiențele acestea. Și închipuiește că ești vecinul, din ce fi trăind oamenii ăștia? Și ea se duce la poarta a cetății după două bucăți de lemn să facă un pic de foc și se întoarce cu un oaspete de acolo care îi cere să mănânce el tot ce este acolo. Și păminte mi mie. Sărmana femeie, deci nu-i ajungea că doar ea cu copilul, acum a venit și omul ăsta pe capul lor. Deci, deci este ceva din... Și spune Sfânta Scriptură, au calculat cei ce știu și spun că a fost aproximativ 2 ani. Au avut ce să mănânce complet. Versetul 15. Multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Familia au fi fost bunici și nu mai fi fost. Toată lumea, absolut toată lumea Lucrul acesta însă depindea nu de făina din oală, nici de unde ne-am din urcior, ci depindea de credința ei în Dumnezeu. Cine este pentru tine Dumnezeu? Ea nu ridică uh, nicio obiecțiune. După ce îi spune lui Ilie, uite, nu am decât atât. Uh, uite, soluția este aceasta. Și nu ridică niciun fel de obiecțiune. <coughs> Iertați-mă. Și din potrivă trece la fapte, imediat. Acum, oricine ar fi văzut, măi, femeie, n-ai minte, pe da, dacă mai ai o mână de făină și un pic de... Doi copilul acesta, pe cine îi dai lui omul ăsta, ăsta știe, să mai rap de 40 de zile, da? de copilul acesta. Nu. Ea, așa cum scrie Versetul, a luat și a făcut exact așa și făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. Acum, are loc o întâmplare, aș spune, dramatică, puțin spus, fatală. Copilul se îmbolnăvește și moare. Este... E greu să ne dăm seama de la început, după cum este greu și să ne încredem în Dumnezeu sau să-l credem pe cuvânt, fără să vedem unde. Există un uh, animal care sare, poate să sară foarte înalt, să scape de lei care aleargă, dar, dar moare sfâșiată de lei, un fel de gazelă, moare sfâșiată de lei din cauza că nu sare peste un gard dacă nu vede ce este dincolo de gard și atunci o, o prinde și o sfârșie. Așa suntem și noi. Am sărit peste gardul acesta al, al cuvântului lui Dumnezeu. Am, Ne-am ne -am încercat să, să răspundem chemării acestea, dar trebuie să vedem, să vedem fapte, urme, unde, cad, ce, cum este acolo nici pe departe nu, visea, nu visăm unde duce drumul. Și, iubiții mei, moartea copilului nu însemna moartea cuiva din casă, ci era mijlocul lui Dumnezeu, cum se întâmplă în viața ta și în viața mea, era instrumentul lui Dumnezeu pentru înălțarea ei în credință. Și anume, ea trebuia să meargă de la credință la convingere. Ea acționa prin credință la început. A primit, a crezut, într-adevăr, a crezut făgăduința lui Dumnezeu, a, a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, dar rămâne lucrul acesta întotdeauna un suspans în viața noastră a tuturor. Doamne, da, ce-o fi până... adică să, să văd cu ochii, să pipăi, să, să pot să mă, mă, cumva să mă conectez... A murit copilul. Ce mai însemna lucrul acesta? Prima interpretare a ei a fost că nenorocirea s-a întâmplat tocmai din cauza lui Ilie. Atunci a ajuns și ea la concluzia la care ajunsese duvele din Israel din cauza ta. Că ai venit în casă la noi și uite ce s-a întâmplat din cauza. Da, nu era din cauza lui, ci era pentru ea, nu din cauza ei. Din cauza că Dumnezeu o iubea, era pentru ea. Dar pe calea aceasta transformă Dumnezeu credința ei în convingere? Păi dacă era o altă cale, o folosea Dumnezeu. În medicină sunt anumite medicamente, anumite operații, funcție de situație, de o anumită concentrație. De... Deci, deci Dumnezeu este acela care cum spunea un predicator, nici măcar o moleculă nu umblă de capul ei prin universul acesta. Astfel că a murit copilul. Urmează rugăciunea lui Ilie pentru învierea copilului, urmează învierea copilului, în Versetul 22, Dumnezeu a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Bun, dar nu s-a terminat încă. Versetul 24 încoronează experiența femeii de la poartă care adună ultimele bucățele de lemn. Și care gândește că drumul vieții ei a ajuns la un sfârșit, de-abia începea iubiții mei. Tocmai atunci când s -a, noi considerăm că s-a consumat ultima speranță, ea e de fapt prima. Era primul pas pe un drum nou și viu, era iubită de Dumnezeu, pentru că femeia aceasta a primit iubirea lui Dumnezeu în sufletul ei. Și se încheie această experiență de la poartă cu ultimele... Adun două bucățele de lemn și vom muri. Aceasta era gândirea ei și așteptările ei. Se încheie cu triumful credinței în sufletul ei, care devine convingere totală și irreversibilă. Și după ce Ilie a coborât copilul din casă și l-a dat mamei sale, Ilie a zis: Iată, fiul tău este viu concluzia, versetul 24. Femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Evanghelia a biruit în Sidon, acolo unde era cetatea de scaun, acolo unde era scaunul de domnie al satanei. A biruit în inima unei persoane umile în inima unei persoane care căuta cu adevărat pe Dumnezeu, care era gata să asculte chemarea lui Dumnezeu și în inima căreia cuvântul pe care Domnul a adus a găsit o grădină fertilă, roditoare, a prins acolo. Concluzia ei este concluzia oricărui suflet pe pământ care caută pe Dumnezeu, care își deschide sufletul, care urmează adevărul indiferent unde duce el. Acest, la această concluzie va ajunge. În ultimul timp, tot mai mulți oameni de știință și tineri și tineri adulți privesc rațional ideea credinței și spun, în fața, spre exemplu, a ultimelor descoperiri, știința a făcut un serviciu nemaipomenit credinței în Dumnezeu în, în spatele, în urma descoperirilor. De ultimă oră, aș spune, ale științei și ale conștientizării noastre față de natură, față de, de substanță, de organizarea cosmosului și câte altele. Concluzia zdrobitoare a fost să știi că este cineva în spatele acestor lucruri, nu ceva, este cineva. Aceasta e concluzia ei. Cunosc acum că Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. El era omul care spusese, nu e cuvântul meu acesta, așa vorbește Domnul. Ea spune, într-adevăr, așa a vorbit Domnul. Acum, sigur că ea a mulțumit pentru pâine și pentru turtă și pentru ce a avut, dar nu cred că a fost o experiență mai importantă în viața ei decât pierderea pentru puțin timp a copilului ei prin ce a trecut ea. Fără îndoială că nu a putut vedea de la început unde duce drumul acesta. Mă gândesc că nici el n-a văzut unde duce drumul acesta. Dovadă că îi spune Domnului în răgăciune, Doamne, de ce faci această supărare grozavă? Tocmai acestei femei care, cum de face așa supărare? N-a văzut deloc unde duce drumul acesta. Dar Domnul ne cheamă totdeauna, ai încredere în mine. Ai încredere în mine, eu știu unde duc lucrurile. Când le vei vedea sfârșitul, chiar tu ai alege să treci pe aici. De ce trebuie să moară copilul ca să ajung să cred? De ce trebuie să trec pe aici? Pentru că nu se poate altfel. Tată, dacă se poate mută paharul, dar dacă nu se poate. Și tatăl spune, nu, nu se poate, pentru că nimeni altul nu este mântuire. Nu se poate. Atunci, cu ajutorul lui Dumnezeu, asemenea cuvintelor Mariei, iată roaba Domnului, iată robul Domnului, iată copilul, iată adolescentul, tânărul, facă-se voia ta, Doamne. Tată Ceresc, voința ta este atât de plină de bunătate, atât de plină de adevăr, de lumină, dar ochii noștri sunt așa de, a în vedere, vederile noastre, așa de scurte, așa de înguste, îngustă e gândirea noastră. Te rugăm din suflet, dă-ne această încredere în Dumnezeu pe care au avut-o oamenii care au mers pe urmele tale, Doamne, și dă puterea să vedem împlinirea cuvântului tău și greu de spus, dar te rugăm, indiferent prin ce va fi să trecem sau prin ce este necesar să trecem, nu stragem mâna înapoi, Doamne, până nu ne vei aduce la plinătatea credinței și încrederii în Dumnezeu, asemenea credinței Domnului nostru Isus Hristos, în al cărui nume te-am rugat. Amin.